Pentru că s-a supărat foarte tare că prietenul lui Rareș ne-a închis standul de limonadă, Bebe Gane s-a supărat foarte, foarte tare și este foarte secretos în ultimul timp și și-a făcut o bază secretă într-un copac de lângă casa noastră din Minecraft. Haideți să vedem care este faza în videoclipul de astăzi, pentru că Bebe Gane are niște secrete pe care nu vrea să ni le spună. Nu mai e nimic, băi, nimic nu mai e interesant la televizorul ăsta, bebiță. M-am plictisit rău de tort, sincer zic. Rău de tort m-am plictisit. Ce s-a întâmplat? Tati, mă duc afară să mă joc. Ei, ești ok? Adică, da, poți să te duci. Ei, bă, sigur ești ok? Par supărat după ce ne-a închis poliția standul ăsta de limonadă, par foarte supărat. Nu ești? Sperăm că nu ești. Adică, puii mei, eu am lucrat mult la asta, adică n-ar trebui să te afecteze chestia asta, pe bune, adică trebuie să stai, și, să stai liniștit. O să plătească rare și pentru tot răul pe care l-a făcut. Ok, bebiță. Ok, așa să fie. Doamne, ne ajută, așa să fie. Se duce el să se joace el afară, ia. Vedem? Ai, uite. Stai. Puțin să-l urmăresc eu. Ce prin spatele casei pe aici? Uite-l. Ia uite-l. Unde e? La copacul ăsta, ia. Ce, mă? What? What, copacul ăsta e? Copacul ăla e fals, gen? Ia, mă, să văd care e faza cu copacul ăla. Bă, prea a fost ciudat. Și m-a intrat în copac al meu, ești nebun? Deci copacul fix din spatele casei noastre este un fel de bază secretă pentru bebiță. Nu pot să cred, ia uite-l, frate. Bă, ce e acolo jos? O să mă rog dacă se înțelege ceva acolo jos. Deci al meu are o bază secretă în sub copac, gen. În copac. Hai să mergem și noi să vedem ce Dumnezeu e acolo. Doamne ajută, hai să vedem care e faza. Bă, what? Și mă asta? Am ajuns, băi, nene. Bă, ești nebun? Și mă asta? Bă, tu vrei să spui mie că Bebe Gane și-a construit chestia asta în copacul lui? What the fuck? Aici zici că... Mamă, nici nu văd. Mamă, ce mă la World Trade Center? Doamne ferește, mă, ce și-a făcut, mă, bebița aici? Unde Dumnezeu ajunge? Băi, frate, ce mă chestia asta, ești nebun? Ia uite-te și tu, bă! Ia uite-l pe ce-i aici! Bine ai venit? La ce-i asta, mă? Parkour Limbo! Ia uză-l pe bebiță ce-a făcut el în copac, ești nebun la cap? What the fuck, bro? Joacă-l pe bebiță ce... Mamă! Levelele astea, uite câte levele! Cred că sunt 100 de level aici, dacă stăm să ne gândim așa. Bă, ești nebun? Ia uite, regele... 100 de level, ești nebun? Vai de capul meu! Ia uite ce level, bă, a făcut bebiță! Nu pot să cred! Mă, oare o să reușim să batem tot ăsta? Distrează-te! Mă... Să mă bată tata! Dădea cu sete în mine! Cat! Dădea cu sete în mine dacă o să mă distrez eu pe aici! Deci... Și-a făcut el 100 de camere secrete în baza secretă din copac. Oh, ferește-mă. Mamă. Da, ia vezi? Ia vezi că... nu prea are checkpoint-uri pe astea, ești nebun. Hai să vedem, boys, dacă reușim să facem astea pe aici. Ne ajută să vedem ce se află la final. Mamă, acolo săritura aia a fost cam la limită, dacă mă întrebați pe mine. Dacă mă întrebați pe mine, cam la limițoaie. Hop, hop. E și aici unde? Ah, ok. Avem o scară. Let's go! Uite-te cât de mișto. Mamă, vreau să văd asta cum e. Mamă, cred că acolo e finalul cum ar veni. Nu pot să cred. Bă, ești nebun, mă, frate, nu mai știu să fac parcur deloc. Să mă bată tata. Dacă primele levele sunt așa mai grele, frate, hai, dar mai încolo. Eu nu vreau să știu ce e mai încolo, ești nebun. Uite, pe aici, pe unde trebuie să mergem? Ia vezi. Pe aici. Asta ce zice? O să vezi betonul? Betonul? Vezi butonul de acolo? Nu, bun. E bine, adică vezi butonul 1. A, bine, ceva de genul. Pe harta asta sunt o grămadă butoane secrete. Sunt ascunse pe... Ok, sunt butoane de stone ascunse foarte, foarte bine. Poate să-ți dea diferite cărți magice pe care să le folosim cum vrem noi. Ok, deci trebuie să fim atenți să le folosim. Ok. Deci era de acolo doar așa la mișto. Deci era de acolo doar așa la Caterinca, gen.
Ok, deci ăsta e la Caterinca, am înțeles. Deci dacă vrem să avem, ok. Deci trebuie să fim cu ochii în 14, ca să zic așa. După butonul așa, nu pot să cred. Eu-ți vorbesc serios că m-am lovit în marginea aia de la scară. Să nebunesc. Amă că îi dăm de cap noi. Îi dăm noi de cap. Oricum ăsta nu face absolut nimic ca gen. Asta așa, doar capa idee. Bun, bun. Trebuie mai pe margine așa. Dude. Trebuie mai pe margine. Hop, gata. Frumos. Oh, uite, era o scară acolo. Ah, deci pe scară cred că trebuia să merg. Sau cel puțin să încep parcurul de pe aici. Da? Cred că, da mă, cred că de pe aici. Stai să vezi mai încolo cum o fi. Cine știe cum o fi mai încolo? Vreau să știu. Siguranță. Vreau să văd ce secrete se află pe aici. Chiar sunt tare, tare curios. Cred că puteam să mergem și să sărim de pe acolo aici. Cred. Nu sunt 100% sigur. Nu vreau să încerc. Din la viața mea și la neuronii mei și la nervii mei, ca să zic așa. Din la nervii mei. Vreau toate chestiile astea. Bă, am făcut. Băi, deci dacă nu aveți follow pe TikTok, dacă nu mă aveți la follow pe TikTok, vă recomand să nu atinge apa. Foarte încurajator. Vreau să vă spun o chestie foarte tare. Să știți că am început să fac niște live-uri pe TikTok foarte șmechere. Mi-am luat un joc șmechero de tot. Un joc puzzle din ăsta, din viața reală, gen. Nu un joc pe calculator, un joc din viața reală, gen tip puzzle. Băi, frate, și mă joc pe TikTok. Dacă vreți, intrați și voi acolo pe TikTok. Ce vedeți și voi acolo, dați follow. Să vedeți când încep live-urile pe PicPoc. Vedeți că facem acolo niște live-uri șmechere. M-am distrat, am făcut aseară un live și m-am distrat foarte, foarte mult cu voi. Cu voi cei care ați fost pe live. Deci dacă vreți să mai facem nebunii din ăștia, să-mi spuneți în comentarii. Și să dați follow, să vedem și acolo. Trebuie să fac și în seara asta. Oh my god. Aproape. Mamă, fii atent aici, săritura asta. Eram sigur. Oh, dar măcar avem checkpoint. That's nice, ok. Măcar avem checkpoint, bă, băiatule. Măcar avem checkpoint acolo, că altfel nu știu ce mă făceam, băi, tată. Nu știu ce mă făceam, sincer. Ok. Oh, bine, mă. Bine, mă. Bine. Bine, 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 bine. Haide. Perfect, perfect, perfect. Bine. Bine. Tătuți. Bine. Băi, sunt prea bun, mă, câteodată la universul ăsta, universul Minecraft. La universul Minecraft. Haide, mă. Haide, mă. Ok, ne calmăm. Nu picăm aici că mă arunc în cap după. Opa, bun. Fața aici sus, perfect. Sper să nu mai fie sărituri din astea nebune. Nu vreau să pierd neuronii. Ia mă, frate meu. Alo? Aici, boys? Nu cred. Stai. Aici cred eu, doar că poate prin părțile ăștia-lalte. Părțile ăștia-lalte. Dacă există cuvântul ăștia-lalte, nu există. Așa, sunt de la levelul 5. Diturturul level 6. Ce mă, încă n-am trecut de level 5. Să mă bată hamsterii, să dea cu sete în mine. Bă, ești nebun. Nu pot să cred. Dude. Deci dacă picăm aici, ne-am dus. Apoi la levelul 5. Eu nebunesc dacă pic aici, dar nu trebuie. Nu o să pic. Sunt ok. Ok, tu fără bine, nici 2 lei. 2 lei. Opa, stai să mă gândesc. Dacă venim și sărim acolo, bun. Bine că nu s-a întâmplat. Doamne ferește, mă, că mă apucă spumele mării. Printul de dor pe W ar trebui făcut ilegal, dude. Ar trebui făcut ilegal, iar am căzut aici. Eu aici, când am căzut din cauza că am dat de două ori pe W, știi? Fără să vreau, sincer vă zic, fără să îmi doresc acest lucru din universul Minecraft-ului. Băi, nene, ia zi-mă și mie, frate meu, nu pot să cred. Bă, ce are mă săritura aia de nu pot să o fac, vere? Ce are? N-a problemă. Yo, cât de simplu era. Ha? What? Acolo? Cred că pe aici, boys. Ia, yeah, welcome back. Ne-am întors. Perfect, Doamne ajut. Tot la level 5. Băi, frate, dă-l încolo de level 5, că nu se mai termină.
O, nene, nu se mai termină levelul vieții. Ok. Hai, ce zice asta? Watch out for the holes. Ne uităm la găurici. Avem grijă la găurele. La găurici. Ok, asta sună ciudat. Ok, ignorați-mă că chestia asta. Ia, să vedem pe aici. Bine, mă. Ho. Bine, mă. Bine. Și? Perfect. Hop, hop. Mamă. Ma, ia. Ce bun, mă speriasem de aia. Să mă bată. Yo. Mamă, vezi că... Level 7. Ce, bă, unde suntem aici? Mamă, ce m-am speriat. Crezut că m-am dus de tort. Să pur că m-am dus de tort. Este... Nu! A, stăm, bă, m-am speriat. Acum mi-era frică de apă. Bă, să vă zic o chestie șmecheră. Bă, știați că oamenii care suferă... știți oamenii, știți animalele turbate, adică știți cum arată animalele turbate. Alea care au spume la gură, gen animalele alea sălbatice și nu chiar sălbatice, că au și căței și pisicile pot să facă chestia asta. De practic au rabie, se numește virusul ăla sau ceva de genul. Practic animalele turbate, știi? Și dacă un animal turbat infectează un om și nu este tratat repede, că am impresia că... astea trebuie să tratate mega, mega rapid, știi? Dacă nu ești tratat ca om mega rapid de chestia asta, riști să mori. Riști. Chiar mori, gen. Pentru că nu, dacă virusul s-a instalat și nu a fost tratat repede, e fatală boală, gen, ca idee. Așa. Și voi știați că oamenii care suferă de chestia asta, practic, le e frică de apă? Gen, efectiv, le este frică de apă. Au o chestie numită hidrofobie, știi? Stai să deschidem asta din nou. Au o chestie numită hidrofobie, știi? Și practic le este frică de apă. Nu poate să înghită apă, nu poate să bea apă. Și practic e mor după. Știu, e ciudat, nu știu de ce mi-am adus aminte de chestia asta fix acum, da? Mă rog. Ia și acum. Ne-au what? Nu spune că mă pui să sar acolo, că ești Nessie. Am Nessie. Opa. Opa. Băi, nene. Vedeți că levelul ăsta a fost cam challenging. Nu, să mai vorbim și noi în engleză. Asta. Opa. Bun, mă. Vezi că a fost destul de challenging levelul ăsta. Ia ce zice acolo? Quick reminder to touch the water. Din nou! Să mă bată tata să dea cu se termine. Hop, bun. Hai că am ajuns bine. Dacă e. Level 8. Cum îmi place mie să zic. Level 8. Opa. Opa. Ce pânzele astea de pe gen-gen pe aici și nu văd niciun pe gen-gen. Că mă sperie pânzele de pe gen-gen. Bine, mă. Bine, mă. Bă, că, băi, dacă nici eu, mă, când vreodată. Când vreodată. Chat. Când vreodată. Când vreodată. Hop. Ia uite, mă, frate. Zici că m-am născut pe harta asta, la cât de repede mă duc. Ce zici? A, acolo, ok. La ce sărituri facem pe aici? Zici că m-am născut pe harta asta. Nu mori, te rog, Johnny! Nu pot să cred. Se mai întâmplă. Așa se întâmplă când te lauzi, mă, frate, mă, și-ți mor lăudătorii. Fix așa se întâmplă când îți mor lăudătorii, dude. M-am făcut eu acum. Bine? Nu, no, dude, come on. Este? Bun. Hai că menține. Let's go! N-am cum să morim, boys. Ok, sărim acum. Sărim acum, perfect. Sărim acum, bun. Bine, mă. Bine. Bun. Și acum? Și acum? Dude, și acum? Man. Ce, mă, man? Aici, pe aici, mă. Mă, nene, mă. De ce nu mi-arată și mie câteodată? Să-mi pună și mie ca la fraieri. Să-mi pună. Îmi arate. Uite, băi, Johnny fraierul. Johnny geambașul. Care face geamuri. Geamgiul. Johnny geamgiul. Ok. Perfect. Opa, perfect. Bun, mă. Bun. Să mor eu. Băi, frate, dar săriturile astea sunt făcute ca să... Dacă ai picat, să pici fix de la început. Băi, frate, uite-te cum e gândită săritura aia, că dacă ai picat aici, te-ai dus de la început, dude. Come on. Îl încolo. A, băi, de oia, ați văzut vreun buton din ăsta ascuns pe aici? Că eu n-am văzut niciunul. De când ne-a zis de butoanele alea ascunse, eu n-am văzut efectiv niciunul.
Pur și simplu, mi se pare imposibil să... Butoanele! Adică sunt și multe... E și mult stone, adică numai din astea. Adică le folosește ca să nu vezi, frate. Deci le folosește fix ca tu să nu le vezi. Asta e șmecheria. Cu butonașele astea. Butonelele. Ia. Băi, nene, băi. Cât mă apucă câteodată spumele mării. Adică ăla e shulker ceva. Nu pot să cred, bă, băiatule. Hop. 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 Hai că... Mă, vreau să zic, hai că suntem la final. Adică suntem... Băi, nene. Ce are, mă, băiatul ăsta, mă? Mă, ce am, mă, frate? Le fac pe aici, până acum le fac... drag palme. Ce am, mai puiul meu? Ce am, mă, puiul meu? Ce am, mă, puiul meu, mă? Bun. Altă viață. Altă viață de câine. Altă viață de câine. Ce am eu aici? Avem grijă să nu mai picăm pe, să nu picăm pe sub astea. Bun, checkpoint. Ia zi, nu atinge apa din nou. Da? Ia, trebuie să deschid ăsta de aici, ce trebuie? Going past the line will trigger... Ce te activează, mă, frate? Activează lava, boys. Și de unde știu unde trebuie să mă duc, mă, cu pația și tălpile tale? Că mă apucă și pe mine pandalia când mă apucă. Cum îmi dau și eu seama unde trebuie să mă duc? Ok, trigger de nu știu ce. Ok. Pația și tălpile tale, jocule. Mulțumesc, jocule. Mulțumesc, jocule. Mulțumesc, jocule. Ești cel mai tare. Nu pot să cred. Nici n-am văzut ăla. Îl știți pe băiatul ăla cu mulțumesc, jocule? Trebuie să-l știți. Imposibil să nu știți de pe TikTok. Mulțumesc, jocule. Așa și eu acum. Mulțumesc, jocule, că îmi dai și mie aici. Ia vezi, ia vezi, ia vezi, ia vezi. Deci noi aici trebuie să mergem. Nu trebuie să dăm fail la săriturile astea, pentru că dacă dăm fail, t-a zis cu noi. T-a zis cu noi, trebuie să ne mișcăm repede. Nu pot să... Băi, iar în... Băi, de ce am apăsat? Băiatule, bă, bă, băiatule, bă. Sincer, la ce să mă aștept mai încolo? Sincer, nu știu la ce să mă aștept mai încolo. Ia mă, ia. Opa. Da, superb. Nu pot decât să zic, mulțumesc, jocule. Atâta zic. Oameni, ferește, mă. Deci se mișcă lava asta extrem de repede, dude. Deci extrem de repede. Nu poți să-ți dai seama când s-a mișcat. Ești nebun? Nu dai seama. Te-ai uitat o secundă? Nu te-ai uitat o secundă? Gata. S-a mișcat. Aia de zici ce e. Bun. Perfect, perfect. Perfect. Ok, ok, ok. Ok, ok, Gagico. Uite-te în ochii mei. Rodby m-a învățat să n-arunc pe emerald de lei. Oh my god. Du-te-n puii mei. Păi și eu cum mai fac, mă, ăsta atât de repede aici? Bă, cât de repede trebuie să mă mișc, nene? Bă, bune acum, cât de repede trebuie să mă mișc? Să fiu Schumacher, cine trebuie să fiu? Nene, că mă... Și așa am considerat că m-am mișcat destul de repede acolo. Dar cât de repede trebuie să mai mă mișc? Adică, pe bune, mi se pare că se mișcă mult prea repede chestia asta. N-ai cum, frate, să faci atât de repede tot ăsta. Ok, uite, aici ajungi așa. Ok, aici ai ajuns așa, bun. Dar cât de repede să te miști, bro? Uite, cred că aici am pierdut puțin timp. Puțin timp și aici la fel. Dar cât de repede trebuie să te miști, vărule? Uite aici, m-am mișcat puțin mai repede, puțin inter mai repede. Și aici unde? În față, să mor eu. Să mor eu că în față trebuia. Na, și acolo, băi, frate, băi, cât de... Nu, că... Nu, că vine să sparg aici chestiile, că nici nu mai știu să mai vorbesc. Mamă, că de data asta ne-am mișcat mega, mega repede, ești nebun. Deci ne-am mișcat mega, mega repede și hai să vedem. Bun. Uite, Berlitos. Hai, mă, să scăpăm și noi de aici, că nu mai vreau să mai stau aici, adevărat. Hai să scăpăm, să ne ducem să-l tragem puțin de urechi pe Bebegani, să-l întrebăm ce ascunde el aici. Bă, bune, chiar sunt curios să văd ce ascunde el în vârful chestiile aia. Și hai să ieșim, gen, nu știu, hai.